Salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Mai bine zis, un mic tutorial legat de CSGO și de fundalurile din CSGO, imaginea de pe spate a CSGO-ului. Mi s-a spus de mai multe persoane să facă acest tutorial pentru că ei nu știu cum să face acest lucru, cum să poți să bagi o imagine custom în CSGO sau chiar un GIF custom în background-ul de la CSGO. Așa că m-am gândit să fac acest mic tutorial care să-l postez pe canal să vă ajut. Acest background nu consumă cam nicio resursă, 1% din toate resursele consumă. Nu vă provoacă lag. Bine, dacă aveți voi un calculator mai slab, foarte slab, atunci este posibil să vă provoace puțin lag. Nu vă provoacă crash-uri. E o fel de imagine custom, numai că este modificat. Așa că să-i dăm drumul. Dar înainte să vă prezint cum se instalează acest background sau imagine custom, cum vreți să-i ziceți, vreau să vă prezint un site, Free Hour Boost. Este un site care vă boostează contul, pe contul de Steam, jocurile. Băieți au niște oferte foarte variabile. Este planul Free, care vă boostează 100 de ore un singur joc. Sau alte oferte, 0.99, 1.99, eu am pe cea la 1.99 de 1200 de ore per game, pentru 12 jocuri. Nu vă luați ban, nu vă luați game ban, nu vă luați nimic. Deci este un site legit, sponsorizat de mai multe persoane. Cum procedează acest site? Odată ce v-ați cumpărat unul dintre planuri, vă luați planul free. Ce să-i de recomanda? Planul free. Sau alt plan, dacă doriți voi să vă cumpărați la 1 dolar, 4 lei și ceva, 4 lei și 50 de bani sau 4 lei 20, ceva de genul. După ce vi-l cumpărați, o să vi se deschidă, vă plătiți etc, vi se deschide un meniu, acest control panel. Voi în acest control panel va trebui să vă băgați jocurile care le aveți pe Steam, numele la cont sau să vă logați în cont de aici. Vă faceți setări la planul free. La setări nu o să vă puteți să puneți custom game, titlu custom, să vă puneți mesaj custom pentru jocuri sau îți dă cineva mesaj, o să-ți răspundă direct. Eu pentru că am planul cumpărat, mi-am setat un mesaj, când îmi dă cineva mesaj pe Steam, răspundă direct. Trebuie să vă băgați Steam Guard-ul. Nu este un Steam Guard, acel Steam Guard cum la unele site-uri de vă ciordește contul. Aici doar vă cereți Steam Guard codul. La alte site-uri, dacă era să vă ia contul, vă cerea Steam, cum se cheamă, Owner Steam Account. Dar este un site legit, eu îl folosesc cu mare încredere. Odată ce a selectat jocurile, CSGO, de exemplu, sau Euro Truck, sau mai știu ce alte jocuri, îi dați start, vă băgați Steam Guard-ul. Deci mai întâi îi dați start, după aia vă băgați Steam Guard-ul și vă boostează jocurile. Eu vă recomand asta să o faceți noaptea când dormiți, nu în timpul, în timp ce vreți să vă jucați și altceva. Că e posibil să vă mai dea câte o eroare, să zică că contul de Steam e conectat la alt calculator și trebuie să vă deconectați de acolo și tot așa. În cazul în care vreți să intrați pe Steam, intrați frumos pe pagină, apăsați pe stop sau, da, stop, vi se oprește și atunci puteți să intrați pe Steam. V-am spus, este strict legit, eu îl folosesc, mai mi-a rămas vreo 570 de ore din 1200, ceva de genul. Mi-am boostat niște jocuri mult și bine. O să vă las în descriere la acest site referalul de înregistrare al meu. Așa mă puteți ajuta și pe mine să strâng un număr de referaluri și de conturi de boostat. Conturile de boostat, dacă să strâng un număr destul de mare, cel o să le dau free pe serverul meu de Discord. Aveți serverul de Discord în descriere. O să vă las și linkul de la Discord de la băieți. Puteți să intrați și la ei pe Discord. Este un Discord destul de mare, destul de popular, verificat de către Discord, de strict legit. Și ce să zic, puteți și voi să faceți un cont, referalul să-l dați la prieteni. Odată ce ați făcut 0 din 3 referaluri, puteți să dați reward. Reward-ul este, cum se cheamă, reward-ul vă dă un plan la alegere de maxim 5 euro, dacă nu mai 5 dolari maxim. Și în mare parte cam atât cu acest site.
Deci dacă vreți să vă boostați jocurile de pe Steam în ore, nu vă dă XP, nu vă dă level, nu vă dă cartonașe, doar vă face ore. Vă aștept pe acest site, vă faceți cont cu încredere, o să aveți linkurile în descriere. Acum să trecem la partea noastră de CSGO. Am aici câteva wallpaper-uri animate care le puteți băga în CSGO. Nu o să le descriu pe toate. Sunt multe care sunt asemănătoare, între ele numai că au numele schimbate. Eu o să iau unul random de aici. Uite, Mousesport. O să vă las acest link în descriere. Nu este linkul meu, ori nu-i făcut de mine acest link. Linkul l-am găsit pe Discord de la niște băieți la care sunt jucători de CSGO, un server verificat de la CSGO, unul dintre serverele verificate pe partea de Turcia. Și hai să vedem. Îl dăm să-l descărcăm. Vă descărcați oricare dintre acestea sau chiar pe toate, le puteți încerca pe toate. Așteptăm să se descarce. Aoleu. Așa. Deci am descărcat asta. După ce se descarcă această arhivă, puteți să-i dați și verificare că nu are virus, nu are nimic. Îi dați extract here. Se va băga acest folder. În acest folder aveți rezoluție 4x3 și 16x9. Vă băgați rezoluția care o folosiți voi în CSGO. Dacă folosiți 16x9, vă luați acestea și le băgați unde trebuie. Deci acesta este documentul cu, cum se cheamă, cu ce am descărcat. După ce l-am descărcat, ne vom duce în local disk C sau local disk D, E, F, E, etc, unde aveți voi Steam-ul instalat, în Steam, Steam Apps, folderul Steam Apps, Common, Counter-Strike Global Offensive, CSGO. Și din CSGO ne vom duce în panorama. În panorama aveți fonturi și videouri. Voi vă veți duce în videouri. Aici aveți toate mapele de background din CSGO. Și după ce am descărcat acest folder 16x9, voi aveți aici numele Nuke 540 720. Cum sunt și aici, 720. Voi la aceste puteți să vă schimbați numele. Eu mi-am dat refresh la CSGO ca să pot să vi le instalez, să vedeți cum merg. Eu am avut absolut toate mapele schimbate. Dar am zis că mai bine le dau un refresh și bag acum o mapă, două, trei, o mapă, două, trei, așa. Un background, 1, 2, 3 și vedem cum merg. De exemplu, uite, dacă vreți să le puneți la Anubis, doar îi dați un rename, Anubis, Anubis, Anubis. În afară de asta, că nu-i cu P la sfârșit. Așa. Astea le dăm de aici, le luăm pe toate. Ori le dăm copiere, ori le luăm și le tragem direct aici. Vom da pe înlocuire fișiere la destinație. S-au înlocuit în loc de nuc. Acum intrăm pe CSGO. Intrăm în CSGO. Așteptăm să încarce CSGO-ul. Nu trebuie restart la Steam, nu trebuie restart la calculator. Doar dacă vreți voi să dați un refresh la Steam, un restart. Toate cele bune. Avem mapa original, ce mapă avem noi aici?
Accent. Dăm nuke, 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 nuke. Vedeți aici, main menu, background. Nuke, da? Se vede clar. Și avem fundalul care l-am băgat în CSGO, background-ul care l-am băgat în CSGO. Acesta este doar un fundal care este băgat în CSGO. Sunt pe pagina aceea, pe acel Google Drive, sunt foarte multe background-uri. Vă puteți alege, chiar să le descărcați pe toate, să le încercați pe toate pe rând. Cu mare drag vă garantez 100% că sunt legide, nu o să aveți probleme. Acesta este marele background, v-am spus, nu cauzează probleme, lag, nimic. Doar dacă aveți un calculator foarte slab, atunci posibil să vă creeze lag. Eu nu știu exact la calculatoare slabe, dar... Și acesta este micul tutorial legat de CSGO. Deci v-am spus, linkul aveți în descriere. De la Free Hour Boost o să aveți referalul meu în descriere, plus Discord-ul de invite al meu către serverul lor. O să aveți în descriere și Discord-ul meu, unde voi da free, dacă se adună conturi de Free Hour Boost. Cele care mi se adună din referaluri sunt cele care sunt plătite la 3 dolari, 4 dolari cu câte 2000 de ore per game la 12 jocuri. Deci cu mare drag vă aștept pe referal. Și ce să zic? Acesta a fost micul tutorial. Vă aștept cine vrea și cu un ad pe Steam. Vă las profilul meu la Steam în descriere. Și cu un rep pe profil, dacă vreți voi să dați aici un rep frumos, să adun și eu mai multe repuri, să măriți și eu profilul ăsta cât mai mult. Și ce să mai zic? Sper că v-am ajutat cu acest mic tutorial de băgare background în CSGO, background custom. Desigur, vă puteți face și voi background-ul vostru dacă știți să lucrați în anumite aplicații de editor, în Photoshop, și din Photoshop să vi le editați într-un video editor. Cei care aveți cunoștințe bune, vi le puteți face așa. În fine, eu am fost Adiță. Vă urez o zi, seară cât mai frumoasă și să ne auzim cu bine data viitoare. Sper că v-am ajutat. Salut!